Balena albastră este cel mai mare animal din lume și și-a menținut titlul de-a lungul istoriei. Acești giganți ajung la lungimea de 25-30 de metri și cântăresc mai mult de 100 de tone. Oamenii însă au întâlnit balene și mai mari. În acest episod o să vă povestesc despre cele mai mari balene din istorie și de asemenea despre cei mai mari locuitori marini. Așa că puneți un like și să începem! Cea mai mare din istorie. Practic, fiecare balenă albastră este enormă. Toate aceste mamifere sunt foarte masive, lungi și așa mai departe. Printre ele însă există deținătorii recordurilor. Au fost în mare parte înregistrate în vremea când vânătoarea de balene era încă permisă. Pe atunci, balenele puteau fi calm prinse și cântărite. Din alt punct de vedere, să găsești filmări cu acești deținători de recorduri e aproape imposibil. Cea mai lungă balenă era o femelă vânată în anul 1926, în apropierea insulelor scoțiene. Fotografiile anume a acestei femele nu le-am găsit, dar există altele. Cam așa arată. Lungimea era de 33,58 de metri. Anume de atunci au început să vorbească despre faptul că balenele ajung la 33 de metri în lungime. Cântărea femela undeva 150 de tone. Dar nu este limita. Se cunoaște că unele balene aveau greutate de peste 180 de tone. În anul 1947, în sudul Georgiei, a fost prinsă o balenă albastră de 190 de tone. Dar nici asta nu e limita. Incredibil, dar cea mai masivă balenă albastră a fost găsită nu de mult. A fost chiar surprinsă pe camere. Iată! Acest gigant li s-a arătat oamenilor în septembrie în anul 2012, când a ajuns în apele de coastă ale Australiei. Desigur că balena n-a fost capturată, dar oamenii de știință care au examinat imaginile au ajuns la concluzia că putea cântări mai mult de 200 de tone. Era de două ori mai mare decât balenele albastre normale, dar și lungimea era decentă, de aproximativ 30 de metri. Această balenă a devenit nu doar deținătoarea recordurilor, ci și un cadou rar pentru australieni, căci în locul unde a fost observat mamiferul de obicei nu sunt întâlniți des. De fapt, balena albastră nu este cea mai mare din lume, adică nu este o specie finală. Se împarte în trei specii, de nord, de sud și pigmeu. Ne interesează balena albastră de sud sau cea din Antarctica. Această subspecie se consideră cea mai mare din întreaga lume. Anume, printre ele, cel mai des se înregistrează deținători de recorduri, care cresc până la 30 de metri în lungime sau mai mult, cu greutate de peste 150 de tone. Apropo, este și cea mai numeroasă subspecie, constituind cea mai mare parte a populației de balene albastre din lume. Dar numerele lasă de dorit. Au rămas cam aproximativ 25.000 dintre aceste creaturi uimitoare. Balena albastră de sud nu e deținătoare de recorduri doar în ceea ce privește dimensiunea totală, ci și la categoria cele mai mari părți ale corpului, printre toate animalele. Interesant că nu toate. Gâtul, de exemplu, e doar de 10 cm în diametru. De aia, sigur, nu poate mânca un om, deși poate mânca câteva tone de krill pe zi, așa că cu pofta stă bine. De asemenea, balena albastră are cea mai mare inimă și limbă din lumea animalelor. Plus, sunt foarte zgomotoase. Strigătele lor ajung la un volum de 190 de decibeli. Cu același volum, o rachetă își ia zborul în spațiu. Păcat că din cauza omului, acești giganți uimitori curând pot să dispară. Dar haideți să nu ne întristăm și să ne uităm mai departe pentru a vedea alți giganți ai oceanului, cum ar fi meduza cu tentacule de 10 de metri, o pisică de mare uriașă, o caracatiță pe care nu veți dori să o întâlniți sub apă și nu doar. Meduza coamă de leu. Cum vi le imaginați pe meduze? Personal, în fața ochilor, mereu îmi apare vreun moment din SpongeBob, când el și Patrick alergau după meduze roz, sau cele din Nemo. În orice caz, și unele și altele nu sunt atât de mari. De fapt, există giganți adevărați. De exemplu, meduza coamă de leu. Arată impresionant, este cea mai mare meduză din lume. Tentaculele ei pot să ajungă la câțiva zeci de metri, iar cele mai lungi măsurate vreodată au atins lungimea de 36,5 metri. Este înălțimea unui bloc de 12 etaje. Cupola meduzei e la fel de impresionantă, alături de așa Hulk, chiar și scafandrii par a fi mici. Apropo, nu e atât de periculos să înnoți lângă ea, deși pare. Poate să înțepe, dar nu mortal. Efectul maxim de la contactul cu tentaculele ei este alergia sau dermatita.
urmează Diavolul de Mare, deși eu nu i-aș fi dat așa nume, nu e deloc diabolic, chiar dacă poate speria pe oricine cu aspectul său. Este cel mai mare reprezentant al acestei familii, poate ajunge la 9 metri în lungime, cu o masă de 3 tone. Poate să vă pară că ar mânca și un om, dar pentru noi nu reprezintă pericol. Se hrănește cu icră de pește și plancton. Oamenii sigur nu-l interesează. Cândva, marinarii și pescarii au expirat ușurați când au auzit această informație. Înainte, mulți se temeau să meargă pe mare. Pescarii din trecut considerau că Diavolul de Mare poate să îmbrățișeze nava cu înotătoarele sale uriașe și să o ducă la fund. Apropo, aceste animale mai sunt cunoscute pentru ceva. Adoră să zboare. Dar de fapt nu e un zbor controlat. Ele pur și simplu sar din apă ca balenele și planează un pic, întinzându-și înotătoarele. Arată neobișnuit. Rechinul balena. Nu toți giganții sunt periculoși pentru oameni, ceea ce v-am dovedit deja. Rechinul balenă este un alt exemplu că dimensiunea în lumea marină nu mereu înseamnă agresivitate, furie sau pericol. De obicei cresc până la lungimea de 12 metri, dar se întâlnesc indivizi și de 18 metri 20, cu masa de 20-30 de tone. Sunt mult mai mari decât rechinii taur sau rechinii albi, dar de 1000 de ori mai siguri decât ceilalți. Rechinii balenă niciodată nu vor ataca oamenii. Ei pur și simplu înoată prin ocean, mănâncă plancton și nu se grăbesc nicăieri. Viteza lor nu prea întrece limita de 5 km la oră. Interesant e că rechinul balenă are mult mai mulți dinți decât rudele sale prădătoare. Numărul lor ajunge la 15.000, dar sunt atât de mici că nu vor cauza omului niciun pericol, chiar dacă va fi mușcat. Apropo, ce ține de oameni, rechinii balenă se comportă diferit. La unii scafandri vin singuri, sunt faimoși pentru curiozitate și nu sunt împotrivă să petreacă timpul în compania oamenilor. Față de alți scafandri sunt indiferenți, îi ignoră și nu reacționează niciun fel. Mulți se folosesc de asta și literalmente călăresc rechinul, agățându-se de înotătoarea sa. Este o experiență interesantă, dar nu merită să faceți așa. În unele țări, asta chiar este interzis prin lege. Chestia e că acești giganți inofensivi sunt foarte fragili și pot fi răniți ușor, așa că o atingere neatentă poate să le provoace răni. Aceste creaturi minunate trebuie protejate, fiindcă sunt considerate o specie pe cale de dispariție. Balena ucigașă. Iată că am ajuns la un prădător adevărat. Este probabil cel mai mare și mai periculos prădător al mărilor și oceanelor. Ajungând la 10 metri în lungime, cântărește aproximativ 10 tone. Balenele ucigașe se folosesc de dimensiunile lor, intelectul dezvoltat și abilitățile tactice de vânătoare. Nu degeaba sunt numite ucigașe. Sunt nemiloase față de prada lor, care poate deveni oricine și orice. Acești giganți au nevoie să mănânce mult ca să se mențină în formă. Adesea de la atacurile lor suferă focile. De mult știu că balenele ucigașe adoră să se odihnească pe gheață, dar nu e o problemă pentru ele. Se adună în grup și încep să lovească bucata de gheață, creează valuri, încercând să arunce prada în apă. De obicei, le iese. Balenele ucigașe nu se tem să vâneze rechini periculoși. Uneori chiar și una singură poate să vâneze un grup mic de rechini și să se întoarcă cu prada. Ce să mai? Ele nu ezită să atace nici alte balene. Puțini locuitori ai oceanului pot să-i facă față. Uimitor e că pentru om balenele ucigașe nu sunt periculoase, excepție o prezintă captivitatea. Din cauza lipsei de loc și mâncare se întâmplă ca ele să atace antrenorii și se termină trist. În natură pot să atace o barcă sau să lovească accidental un înotător în timpul vânătorii, dar dacă scafandrii pur și simplu se află alături, n-au de ce să-și facă griji. Aceste ființe uneori pur și simplu înoată alături. Le place să petreacă timpul cu oamenii și să se joace cu ei. Se joacă balenele ucigașe nu doar cu oamenii, ci și cu următorul membru al acestei liste, cu peștele luna. Dar în cazul lui, balena doar tachinează victima ca să se ocupe apoi de ea într-un mod înfricoșător. Peștele luna este foarte mare și când pe alături se află un om, devine clar. Sunt cei mai grei pești osoși din lume. Masa lor poate depăși chiar și 2 tone. Nu de mult, în octombrie 2022, în apropierea insulelor Azor, a fost prins un pește lună mort, cu greutatea de 2744 de kilograme și a devenit un record absolut pentru peștii osoși. Pe lângă asta, peștele lună este cea mai fertilă specie. Femelele pot să depună odată 300 de milioane de icre. Este un număr cosmic în care e greu de crezut. Doar că mama nu își îngrijește urmașii și aproape toate icrele mor. Însuși peștii lună sunt foarte slabi, deseori sunt mâncați de balenele ucigașe.
uriașe sau rechini. Caracatița gigantică. Cineva crede până acum că Kraken este real și locuiește undeva în ocean. Dacă și voi credeți asta, aveți dreptate. Kraken există, cel puțin sub această formă. Serios! Această caracatiță ar putea să fie un pui de Kraken, fiindcă uimește prin dimensiunile sale. Lungimea poate ajunge la 9 metri, iar masa la aproape 200 de kilograme. Aceste creaturi se găsesc în Oceanul Pacific la adâncimi mari, unde vânează raci și moluște, uneori chiar și scafandrii. Au fost cazuri când caracatițele gigantice atacau scafandrii apucându-i cu tentaculele lor enorme. După unele date, unii dintre ei chiar au murit. Dar voi decideți dacă credeți în asta sau nu. Scrieți-ne în comentarii care gigant v-a impresionat cel mai mult. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!